Un cetățean turc în vârstă de 29 de ani a vrut să păcălească polițiștii de la frontieră și în cele din urmă a constatat că el este cel păcălit. Bărbatul, șofer al unui autocar ce aparținea unei firme de transport persoane, i-a dat ghidului cel însoțea suma de 55.000 de euro cu gândul de a introduce în țară această sumă fără a o declara la graniță. Cetățeanul turc a avut însă parte de o surpriză neplăcută când a observat că femeia a avut un alt plan, unul care a eșuat, însă în momentul în care a vrut să treacă prin punctul de trecere al frontierei Giurgiu. În urma controlului amănunțit, asupra tinerei a fost descoperită suma de 35.000 de euro, iar în geanta acesteia suma de 20.000 de euro. La cercetări, persoana în cauză a declarat că în urmă cu câteva zile a plănuit cu concubinul său, șoferul autoturismului care s-a sustras de la controlul de frontieră, ca acesta să urmărească autocarul firmei unde femeia era angajată ca ghid, știind că urma să primească o sumă importantă de bani pe care o să o treacă fără a o declara prin punctul de trecere a frontierei. Persoanelor în cauză li s-au întocmit lucrări penale pentru săvârșirea infracțiunii de intrare în țară prin trecere ilegală a frontierei de stat a României, iar suma de 55.000 de euro a fost ridicată, cercetările fiind continuate de polițiștii de frontieră în vederea aplicării măsurilor legale.